Așa, după cum ne spune domnul Rafila, după cum ne spune domnul Tătaru, domnul Arafat și mai ales domnul Gindrovel Dumitra. Deci, eu când am pus nume la copii, am făcut o listă cu nume, am tăiat, am bifat, m-am consultat, dar nici prin cap nu mi-a trecut să-i pun cumva nume la băiat Gindrovel. Mă, nu-l masculinizează. Acum avem nevoie de testosteron și din nume. Și de aia le-am pus nume la copii, nume tari cu rezonanță. Mă, dar cum să-i pui nume la copil? La băiat Gindrovel. Ce faci, Gindri? Bine, Drovelule. Deci așa cum ne spun acești domni, trebuie să respectăm niște reguli. Și voi care intrați aici pe canal, le respectați. În primul rând, de luni până vineri la 10 dimineața, sună clopoțelul că sunteți abonați. După aia, urmăriți video-ul care e pus la 10 dimineața, de luni până vineri. Și, în al treilea rând, a treia regulă, scrieți comentarii. Și la comentarii dezbatem problemele nedezbătute. Că dacă nu le dezbatem noi, problemele rămân așa. Și nu-i bine să rămână problemele așa, că rămân nerezolvate și tot ce-i nerezolvat duce până la urmă la acumulări negative. Niște reguli. Din cauza regulilor nerespectate, vedeți, în Iași s-au închis restaurantele, s-au închis teatrele, cinematografele, păcănelele. Unde mai merg bieți oameni acum, toamna, că-i fric și nu mai sunt fructe să găsească o căpșună, o prună, un strugurel? Unde, ziceți voi, cu pelerinajul gata, numai dacă ești din Iași. Mergi la pelerinaj, n-ai voie să pupi moaștele atunci după ce te duci, ca la o întâlnire cu gagica. Dacă nu reușești să ni-ni-ni, degeaba îi dai un suc, o Fanta, dacă nu-i vezi Fanta. Deci la raclă se merge cu buletinul. Pe vremuri era credit cu buletinul, acum mergi la raclă cu buletinul. Ca să te poți sfinți, trebuie să ai buletin. În curând o să bage ăștia moaște pe cartelă. Moaște pe cartelă, luna asta e voie numai la moaștele Sfintei Parascheva. După aia mai vedem noi cu moaștele Sfântului Iosif de la Partoș. Hai să fim serioși, hai să fim serioși. Dar trebuie niște reguli. Pandele s-a supărat înfiorător. Cum nu mai poate el duce 4.000 de autocare cu oameni din voluntari la Iași la moaște? S-a supărat rău de tot. Nu mai stabilim conexiunea de sfințenie. Acum, domnul Pandele, mai există și rugăciunea. Și dacă te rogi de acasă, în tăcere, în tihnă, se prinde și rugăciunea aia. Zice, nu se poate, aduc moaștele de la Iași, le aduc la mine în voluntari. Și le cazez la mine acasă și Gabi Firea nu se supără că avem loc suficient. Gabi Firea, ați observat, s-a tuns. Mă, lupul schimbă părul, dar n-a avut ba. Cineva din conducerea PSD-ului a zis așa că doamna Firea a mobilizat femeile la vot în capitală și practic în politica românească doamna Firea îi ca o rachetă. În fine, m-am liniștit. Că avem destule avioane în politică, destule parașute și parașuți, în fine avem și noi o rachetă. Hermann Ober ar fi mândru. S-a descoperit racheta Firea. Da. Că ce să mai descoperim capitală decât mâțe? Într-un sector unde a fost primar Mutu, ăsta i-a lăsat mâța. În 4 ani de mandat, atât a strâns și el o mâță, i-a lăsat-o lui Ciucu. Mâța lui Mutu lăsată lui Ciucu. Poate Ciucu îi pune Ciucurei să se joace mâțele până crapă, vorba lui Ion Creangă. Mâțe, băgaseră mâțele în primărie, că erau prea mulți șoareci, erau prea mulți șoareci la dosare. Și atunci a băgat o mâță ca să sperie șoarecii. Se vede acum, primăria capitale mai are bani, vreo 3 milioane de euro. Vorba lui Firea, ce să ăștia? Poate i-am într-o poșetă, poate i-am ca udrea într-o poșetă. Și s-au dat multe sporuri la primăria municipiului București, spor de calculator. Pentru a angaja spor de calculator la salariu, mi se pare normal. La cât stau ăștia pe calculator să joace solitaire, li se deformează ochii și au nevoie de spor, spor de praf. Bineînțeles, pentru că praful și pulberea a mai rămas în primăriile noastre, în bugetul primăriilor. Asta este praf. Da, unde sunt oamenii de altă dată? Doamna Elena Udrea a ieșit public ieri la televiziune, a făcut o serie de declarații, printre care că e mândră că a fost încătușată pentru că ea n-are nicio vină. Știm, doamna Udrea, n-aveți nicio vină, nu m-ați luat mită. Și a mai zis de Băsescu, zice, pe Traian Băsescu, numai când îl vezi, îți dai seama că e un băiat, un bărbat puternic. Deci așa a zis doamna Udrea, îl vezi pe Băsescu, normal când îl vezi pe Băsescu, chiorotiră, a plecat de spate, ținându-se de garduri, îți dai seama că e un bărbat puternic. Un bărbat puternic ebrietat. Dar dacă doamna Udrea a zis așa ceva, știe dânsa, pentru că nu e așa. A fost și ea cineva în România și în capitală, în capitală unde iară nu s-au respectat reguli și acolo se închid. Teatrele s-au deschis de 3 zile, acum se închid la loc.
n-au apucat săraci actori să tragă o repetiție și pac să închid teatrele, cinematografele să închid și în jurul școlilor, pe o rază de 100 de metri, trebuie să porți mască. În jurul școlii, în București, trebuie să porți mască. În București și nu numai. Săraci elevi, mai ales ăștia de-a 12-a, stresați. Greu o să fumeze ei în jurul școlii cu masca pe figură. Dar dacă e regulă, trebuie să respectăm, că dacă nu, ne dă poliția amendă. 20% dintre polițiști vor patrula în civil ca să aplice amenzi celor care nu se conformează acestor noi reguli de un pic de lockdown. Acum așa, polițiștii au uniformele cam jerpelite, să se îmbrace și ei frumos într-un training Versace, să-și pună un lănțișor, ca de unde, de la prietenii lor interlopi, polițiști, da. Dar nu toți sunt așa, să nu generalizăm. În Cluj-Napoca, un polițist a refuzat o mită enormă de la un șofer care n-avea permis de conducere. Deci polițistul a oprit mașina, a cerut actele, omul i-a dat ce acte avea. Card de sănătate, card la farmacia inimii, card la... Dar zice, card la Dreams. Bună asta, card la Dreams. Dar zice, și permisul? Păi n-am permis. De ce? L-am uitat, l-am căutat. Zice, dar dumneavoastră n-aveți permis. Da, domnule, n-am permis. Îți dau un apartament numai să tași din gură. Deci o mită enormă. Un apartament în Cluj-Napoca, polițistul a refuzat. De ce? Că nu-l mai poți da în chirie. Unii au 7 apartamente, ori închiria 2. Acum ce să facă omul cu un apartament? Să plătească acolo cheltuieli la întreținere, să se certe cu administratorul că trebuie anvelopat, trebuie izolat, trebuie nu știu ce făcut. Ce să faci cu un apartament? Numai chin. Din salariul de polițist, un sfert dai numai pe cheltuieli, pe întreținere, pe internet, că trebuie cu fibră optică și nu vin chiriașii. Că jumătate din chiriașii studenți sunt cazați în cămină, jumătate fac online de pe meleagurile patriei. Deci domnul polițist a refuzat mita. Deci dacă venea și el cu vreo 2-3 mii de euro, atunci mai discutam. Dar cu un apartament? Cu un apartament? Delia, celebra cântăreață Delia, și-a mai cumpărat și-a comandat, de fapt, un penthouse. Bine, soțul ar fi vrut un playboy, că penthouse e cam de ochea. Deci un penthouse și-a comandat, a plătit în avans 1 milion de euro și până la sfârșit, până să intre în penthouse Delia, deși ar sta bine și în playboy, poate mă repet, 3 milioane va da, 3 milioane de euro. La etajele 19-20, 575 de metri pătrați, cu un view superb, nu știu ce groapă de gunoi vede de acolo. Deci bani sunt în showbiz. Dar să dai 3 milioane, să te cațiri până la etajul 20 și să zici că e mișto, eu nu știu. Ăștia n-au rău de înălțime. Te și uiți în jos și vezi oameni mici, 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 nu știi ce se întâmplă. Da, ok, bravo ei. Dacă a avut bani, în ce să-i bage și ea? Într-un război? Ca Alex Velea în război cu Lino Golden și Mario Fresh. Ăsta e războiul. Nu ne luptăm noi cu COVID-ul, nu ne luptăm cu virus și nu ne luptăm cu... Nu! Ne luptăm pe piața muzicală. Alex Velea a crescut un șarpe la sân pe Lino Golden, care l-a trădat acum și a mers în echipa lui Abi Talent, care e mare prieten cu Dani Mocanu și Țancă Uraganu. Să-l lase el așa, să-l lase de izbeliște pe Alex Velea, că s-a supărat Antonia. Zice, nici un telefon nu-ți mai dau. Te-am crescut la sân, te-am amestecat și Lino Golden, tu de astea faci? A început războiul în piața muzicală. Sper să nu se termine ca în China. Un chinez a fost condamnat acum la închisoare, dar la închisoare grea. De ce? Pentru că l-a tranșat, efectiv, l-a tranșat, nu numai că l-a omorât, că l-a și tranșat pe un milionar chinez. De ce? Milionarul chinez îndrăznise să vină la el și să zică, domnule, îmi dai fata de soție și jumătate de împărăție? Un milionar chinez a fost tăiat în 108 bucăți de potențialul socru. Mă, înțelegi să omorul, înțelegi, să-i dai 30 de lovituri de cuțit, înțeleg. Bă, dar să-l tai în 108 bucăți, ce maniac, îți dai seama cum o tăiat ăla. O venit acolo cu atlasul anatomic și l-o tăiat în bucăți, cum se cuvine. Pentru o bucată de fică sa, nu? Să zic așa. Da, dar și potențialul ginere noștri, trebuia să meargă cu o sticlă de țuică de prună, să-i zică, bă, tate, socule, hai să ne încuscrim, uite, eu sunt milionar, tu n-ai nimic numai pe fică, dar hai să ne fie bine, hai. Nu, șobelito. Nobelito, Nobel, premiul Nobel pentru fizică a fost câștigat el de 3 cercetători cu competențe în studiul găurilor negre. Mă, să ia acum premiul Nobel pentru studiul găurilor negre. Asta ne preocupă pe noi, găurile negre. Zice, numai ne-am făcut încălzirea. Că după ce am terminat documentarea, venim în România să studiem găurile din asfalt. Și găurile din bugetul României, unul dintre ei, 89 de ani. Nu te mai bucuri de milionul lăsat de Nobel la 89 de ani? Trage o viață întreagă pentru niște bani, da, da, în fine. Noi ne bucurăm că am fost și astăzi împreună, să respectăm regulile, da?
Următoarea regulă ar fi, după ce ați terminat de comentat la acest video, să mai spuneți și lumii, bă, hai să ne mai uităm și la alte videouri și să ne facem abonament la Nicu Bendea, că imediat fac și eu 4.000 de urmăritori pe YouTube, ceea ce nu-i de aici de acolo. Și fără voi n-aș fi putut. Vă mulțumesc, scuze că v-am reținut prea mult și atenție la reguli. O zi superbă!